Bună, numele meu este Diana Lazar și mă bucur că ai deschis acest videoclip pentru că vreau să spun un lucru minor, dar foarte important. Eu m-am născut la țară și am trăit la țară de când mă știu. Dar, ca orice om, am visele mele în buzunar și unul dintre visele mele este să devin cântăreață. În prezent fac canto de 10 luni, dar uneori ne pierdem răbdarea și vrem ca visele noastre să se facă peste noapte. Dar ăsta este un lucru greșit. De ce? Desigur, sună grozav ca mâine să avem viața pe care o dorim, oamenii pe care o dorim în jurul nostru, slujba pe care o dorim, familia pe care o dorim. Ar fi grozav să nu mai trecem tot acest proces în a munci și le avea direct sau pur și simplu uneori ne întrebăm dacă să le avem. Dar nu este grozav. De ce? Păi sunt exemplu personal. Eu dacă mâine aș avea deja cariera canto, să zicem că în ziua de mâine mi se îndeplinesc visele. De mâine eu ar trebui să fac total altceva față de ce fac acum. Aș avea contracte de încheiat, aș avea colaborări, aș fi chemată ca să fac cursurile, pentru că să zicem că mâine eu ar trebui să fiu expertă. Eu mâine ar trebui să fiu sau să simt că mă potrivesc total cu programul meu, cu viața mea. Eu nu sunt pregătită. Eu, cea din prezent acum, nu sunt pregătită să am viața de mâine, pentru că viața de mâine probabil ar fi total altfel decât este acum. Probabil ar trebui să-mi fac repede bagajele, să mă mut în altă parte, să merg la studio și să fac toate lucrurile alea tehnice pe care nu le știu acum și nici gamele nu le-am învățat pe toate. Am de învățat multă teorie muzicală, plus că vocea mea este la 10 luni. Dacă aș avea mâine făcută cariera canto, ar trebui să am undeva între 5, 6 sau 7 ani de antrenament. Dacă eu aș avea oricare dintre visele mele împlinite mâine, nu aș face față. De ce? Pentru că eu nu sunt obișnuită cu acel vis. Eu încă nu am lucrat cu mine și nu am devenit omul care poate susține acest vis. Deci, gândește-te la visul tău. Dacă mâine ți s-ar îndeplini, nu ți-ar fi bine pentru că pur și simplu ar fi o schimbare enormă în viața ta. Te-ai speria de el. Deci de asta este nevoie ca noi să muncim în fiecare zi și să devenim acei oameni care poate susține acel vis. Da, poți să spui că e simplu, păi dacă s-a îndeplinit visul mâine, atunci de exemplu, eu mâine aș fi expertă, pentru că eu îmi doresc ca în viitorul meu să fiu cântăreață și să fiu expertă. Dar nu spunem acum că am fi mâine expertă, nu vorbesc că avem experiența, pac, mâine. Nu vorbesc de experiențe, vorbesc de noi în prezentul nostru și cum ne-ar fi ca tu, cel din prezent, ca mâine să ai un vis îndeplinit. Cum te-ai simți? Ai putea duce acel vis? Poate că acel vis e mare sau mic, dar este nevoie să faci o schimbare de minim 50% în viața ta ca să poți să-l întreții. Eu dacă aș avea mâine cariera canto, să facă muzică, eu, păi mâine, probabil că a sta cu toate actele în cap și aș fi dezordonată și aș vrea să nu-mi fi dorit asta niciodată. De aceea și aș vrea să-mi fi dorit să mă întorc înapoi la prezent, să fi dorit să mă întorc înapoi la prezentul de acum, ca eu să muncesc 5-6 ani pentru a deveni psihic și fizic omul acela în putere care poate susține contracte, care în fiecare zi își construiește viața, face experiență și devine puternic pentru a întreține acel vis. Deci, noi degeaba ne dorim să avem cariera pe care o dorim mâine sau afacerea pe care o dorim sau magazinul sau tot ce ne dorim pentru că nu le-am putea susține. Pentru că nu suntem pregătiți noi din prezent, nu putem susține visul acela pe care îl avem noi pe viitor. De aceea există legea gestației, de aceea noi trebuie să parcurgem un drum ca să devenim oamenii aceia. Și de ce nu poate? Pentru unii oameni durează doar un an. Și un an nu este așa mult pe lângă ani de zile, cum au unii dintre noi vise super mari, dar este super dacă ai un vis mare, pentru că fiecare zi te va pregăti să ajungi la el. Dar dacă ai și vise mărunte, cum am și eu, atunci tot așa le faci parcurs, dar pentru fiecare noi trebuie să ne pregătim. Sper că te-a ajutat și acest videoclip. Dar pentru a ajunge primul rând la visele tale, trebuie să lucrezi la el în fiecare zi, puțin câte puțin, pentru că numai așa putem deveni oamenii aceia care îl pot întreține. Succes!